Liderii celor 27 de țări europene au aprobat în unanimitate acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, subliniind că negocierea cu Londra cu privire la această afacere nu va mai fi reluată. În același timp, președintele Consiliului Uniunii Europene, Donald Tusk, a avertizat că există încă multe obstacole până la încheierea definitivă a parteneriatului britanic cu UE. Aprobarea acordului vine după mai mult de 18 luni de negocieri între cele două părți. Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană în data de 29 martie 2019. As well as further negotiations. Va exista un proces dificil de ratificare și de negocieri viitoare, dar indiferent de cum se termină aceste negocieri, un lucru este sigur. Vom rămâne prieteni până la sfârșitul zilelor și încă o zi mai mult. Unul dintre obstacolele neprevăzute în perioada summitului a fost problema Gibraltarului, un teritoriu britanic situat la sudul peninsulei Iberice. În ultimul moment a fost propusă cedarea teritoriului mic în favoarea Spaniei. Acest lucru motivează încă mai tare politicienii englezi și societatea să se expună împotriva acordului, fapt care îl recunoaște și premierul Theresa May. Deputații se vor expune referitor la negocieri înainte de Crăciun. Acesta va fi unul dintre cele mai semnificative buletine de vot din Parlamentul nostru în ultimii ani. Depinde de rezultatul său, dacă ne mutăm împreună într-un viitor mai luminos sau deschidem ușa pentru o divizare și o incertitudine mai mare. Predicțiile împotriva Brexit au fost auzite și la protestele adversarilor. Membrii Partidului Laborist din opoziție consideră că acordul nu va dura niciun an. Acordul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană numără 585 de pagini și stabilește condițiile de Brexit, printre care plătirea unei taxe de 39 de miliarde de lire sterline, drepturile cetățenilor și problema graniței cu Irlanda de Nord.